În clipurile anterioare am încercat să vă prezint o metodă prin care să puteți studia un text biblic așa încât să înțelegeți semnificația, să înțelegeți ce vrea Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu să extrageți din pasajul respectiv. Care este mesajul lui Dumnezeu pentru voi dintr-un verset sau dintr-un pasaj. În acest episod vreau să vă arăt cât de important este să determinăm subiectul într-un pasaj. Despre ce vorbește pasajul? Despre ce vorbește pasajul? Modul în care determinăm subiectul l-am prezentat în clipurile, în episoadele anterioare. Aici doar vreau să arăt de ce este important lucrul ăsta, să vedeți ce crucial este. Avem un pasaj care ne vorbește despre Scriptură, despre Scriptură. Ăsta este subiectul. Subiectul pasajului este Scriptura. Și putem observa asta suficient de rapid în câteva expresii pe care le folosește Apostolul Petru aici. Cuvântul prorociei, prorocie, scriptură, prorocie, da? Ne arată, termenii aceștia ne arată, expresiile ne arată că este vorba despre scriptură. Despre asta vorbește pasajul acesta, despre scriptură. Am identificat subiectul și acum pur și simplu relaționăm tot ce citim la subiectul Scriptură. Ce spune fiecare expresie despre Scriptură? Primul lucru pe care îl aflăm aici este că avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Mai tare decât ce? Păi mai tare decât ce a spus mai înainte. În pasajul anterior, în pericopa anterioară, vorbește despre viziunea aceea slavei lui Hristos pe muntele schimbării la față. Deci cuvântul prorociei este mai tare decât viziunea aia, decât experiența asta. Asta ne arată superioritatea Sfintei Scripturi. Superioritatea Sfintei Scripturi, da? Este un aspect pe care l-am trecut intenționat și care este repetat. Scriptura este cuvânt, da? Vedeți, cuvânt, cuvânt. Verbal, vorbit, da? Asta arată natura Scripturii. Natura Scripturii. Da? Nu este ceva vizibil, ci este ceva verbal. Acesta este modul în care Dumnezeu a ales să lucreze. Apoi spune, la care bine faceți că luați aminte sau ascultați. Asta arată autoritatea Scripturii. Noi trebuie să ascultăm de Sfânta Scriptură. Deci, relaționăm, acesta este principiul, relaționăm fiecare detaliu din text la subiectul principal, Scriptură. Ce spune următoarea expresie? Că Scriptura este ca o lumină. Ca o lumină, da? Ne arată capacitatea Scripturii de a ilumina, iluminarea adusă de Sfânta Scriptură, care strălucește într-un loc întunecos. Locul întunecos este lumea, da? Ne arată necesitatea Sfintei Scripturii. De ce este necesară Sfânta Scriptură? Pentru că stăm într-un loc întunecos. Până ne arată momentul sau perioada, da? Sau dispensația Scripturii. Cât timp este valabilă Sfânta Scriptură? Până se va crăpa de ziua și până va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, este vorba într-un mod foarte clar despre venirea Domnului Iisus Hristos. Apoi, să știți că, mai înainte de toate, da, mai înainte de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură, la singular, asta ne arată unitatea Scripturii, da? Scriptura, la singular, este compusă din prorocii, la plural, din mai multe prorocii, da? Ne arată unitatea Scripturii. Toate prorociile formează o singură Scriptură. Nu se tâlcuiește singură. Aici ne dă un principiu de interpretare a Sfintei Scripturii. Da? Apoi, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Aici ne arată și ni se repete imediat, n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Duhul Sfânt. Ni se arată foarte clar sursa Sfintei Scripturi. Sursa Sfintei Scripturi. Cine este autorul? Autorul Sfintei Scripturi este Dumnezeu. Au vorbit comunicarea Sfintei Scripturi, da? Biblia este lăsată de Dumnezeu ca să fie comunicată, să fie transmisă oamenilor, da? Într-un fel, ni se arată aici și responsabilitatea noastră față de Scriptură. Aceea de o transmite. Înainte ca Biblia să fie scrisă, ea a fost profețită, vorbită, după aceea a fost scrisă așa cum Dumnezeu a hotărât. Aici ni se arată procesul transmiterii Scripturii. Cum s-a transmis Scriptura? Cum? Oamenii au fost mânați, călăuziți, inspirați, da? Inspirați de Duhul Sfânt. Transmițătorul Sfintei Scripturii sau revelatorul. Revelatorul Sfintei Scripturii este Duhul Sfânt. Nu este vorba de oameni, ci este Duhul Sfânt.
Aici ni se arată, în termenul oameni, ni se arată diversitatea pe care o găsim în Scriptură. Vedem oameni care au vorbit, mânați de Duhul Sfânt, dar personalitatea lor, cunoștințele lor, stilul lor de a scrie, de a vorbi, se regăsește în ceea ce se spune. Și apoi, în multe aspecte din pasajul acesta, ni se arată infailibilitatea Scripturii. Biblia este fără greșeală. Infailibilitatea. În ce ni se arată că e infailibilă? Cum ni se arată că este infailibilă? Păi ni se arată că e infailibilă prin faptul că ea este mai tare, termenul înseamnă sigură, garantată, da? Că ea este în stare să ne ducă până la venirea Domnului Iisus Hristos să ne lumineze. Trebuie să fie fără greșeală ca să poată să ne lumineze până la venirea Domnului Iisus Hristos. Ca să ne arătăci, da? Ea este unită, nu se contrazice, da? Este o unitate în ea, da? Ea nu a fost adusă prin voia omului, ci vine de la Dumnezeu. Ea este transmisă prin Duhul Sfânt, prin călăuzirea Duhului Sfânt. Biblia este infailibilă. Vedeți ce important este? Dacă ai determinat subiectul unui pasaj, tot pasajul după aceea devine fermecător, superb, extraordinar. Și devine simplu de înțeles. Da? Pentru că ai înțeles despre ce vorbește textul. Ăsta este un aspect fundamental. Despre ce vorbește textul. De foarte multe ori găsești subiectul, da? De foarte multe ori găsești subiectul nu doar diagramând pasajul, cum am arătat în episoadele anterioare, ci prin repetiția unor termeni. Repetiția unor termeni sau repetiția unor idei. Cum am avut aici, prorocie, prorocie, scriptură, prorocie, oamenii au vorbit, da? Toate arată despre o revelație, o revelație. Succes la a depista subiectul din textele pe care le citim.